своими глазами. Deci, inspectoratul poliției Bălți ține să atragă atenția cetățenilor în aceea că pe perioada primilor 11 luni a anului curent, de către inspectoratul de poliție Bălți au fost înregistrate circa 50 de infracțiuni în ceea ce ține de sustragere mijloacelor bănești de pe carduri bancare a cetățenilor. Este de menționat faptul că în ultima perioadă este o nouă metodă prin care excroșii obțin datele cardurilor bancare. Vrem să menționăm faptul că infractorii identifică victimele din rândul cetățenilor care vând careva bunuri, telefoane mobile, cărușoare, tehnică de uz casnic, prin intermediul site-ului 3D9 sau Macler RMD. Deci, cum acționează infractorii? Pe numărul telefon a victimii, remit un SMS prin care comunic că sunt cointeresați de procurarea bunului vândut. În acest sens, se intră în discuții cu victima, par credibili, încrezători, inteligenți, discută prețul, conving victima că sunt cointeresați și sunt cumpărători de bună credință, până la urmă, după ce se înțeleg că asupra prețului bunului procurat, îi comunică victimii că la moment nu are posibilitatea să fie prezent fizic pe teritoriul municipiului Bălți, să află peste hotare sau în altă localitate, de aceea îi propune victimii ca bunul realizat să vândă prin curier întreprinderii Poșta Moldovei sau Nova Poștă. În acest sens, îi propune victimii să acceseze un link a Poștei Moldovei sau a Nova Poștă. Linkurile acestea sunt trimise prin aplicațiile WhatsApp sau Viber. Din momentul ce victima accesează linkul în aplicația WhatsApp sau Viber, automat victimii îi se cer toate datele cardului bancar. Victimele, fiind bucuroase și încrezute de faptul că își realizează bunurile, neînțelegând până complet ce fac, introduc în linkul dat toate datele, absolut toate datele cardului bancar, ca într-un final, în loc să primească bani pentru bunul realizat, se trezesc cu sume impunătoare care sunt sustrase de pe cardurile bancare. Merge vorba și de câteva zeci de mii de lei, independent câți bani sunt pe cardurile bancare victime. În acest sens, Inspectoratul de Poliție Bălți, într-o evitare a cazurilor de acest fel, vine cu rugăminte și cu propunere ca cu anumite recomandări către vânzători, către toți cetățenii. Limitați accesul la cardurile dumneavoastră bancare către terți persoane. Evitați ca cardurile bancare dumneavoastră să fie, datele din cardurile bancare să fie copiate, fotografiate, xerocopate. Nu transmiteți nimănui sub niciun pretext sau sub niciun fel datele cardului dumneavoastră bancar. În acest sens, banii dumneavoastră de pe cardul dumneavoastră vor fi în siguranță. Haideți să scurt, am pus un anunț pe 3D9, unde am publicat o tabletă de vânzare pe model Samsung. Am pus un preț de 5.000 de lei. M-a sunat de peste hotare un domn pe WhatsApp și m-a întrebat despre această tabletă. Am convenit la un preț accesibil pentru mine și pentru dumneavoastră. Domnul îmi spune că, pentru că nu se află în țară, dorește să-l procure pentru copiii săi de la Chișinău și aceeași neavând posibilitatea ca să le păstreze pe aici la punct, au spus că vor trimite curierul și la Nova Poștă și acesta vor lua lucrul de la unul de la mine. Întrucât el spune că îmi va trimite un link pe WhatsApp, acest link. Link pentru ce, dumneavoastră, a spus că vă... Ca să-mi transmite banii pentru bun, pentru tabletă.
Acceptăm de Lincu, care mi-a trimis domnul. Am văzut că acolo mi se cere datele personale ale cardului. Inconștient că ce urmă va fi, aplic numărul cardului, apoi cifrele din versul a cardului. Este un moment dat, îmi vine mesaj pe telefon că nu a fost sustras suma de 7.000 de lei de pe cardul bancar. Vrând să mai accesez o dată link-ul, nu mi se primea, după care telefonându-l pe domnul care m-a sunat pe rețeaua WhatsApp, nu mai dădeam de tânsul. Astfel m-am adresat cu plângeri la... De ce au fost? Deci telefonul era stâns sau pare? Nu dădea niciun semnal, spunea pe el ieșuat. Nu putem să, în genere, să telefonez la persoană. Dar numărul era străin, nu cunosc ce țară era, dar mi-a spus că pentru copilul care locuiește la Chișinău, astfel curierul îl va transmite prin poștă, nouă poștă. M-am arestat la poliție cu o cerere, cu o plângere. Și astăzi s-a pornit o cauză penală care se derulează. Dar deja ați auzit că sunt astfel de metode de instrucție? Da, am auzit, dar nu m-am gândit că poate să se întâmple asemenea așa ceva, adică mie. Mă gândeam că am vând bun, primesc banii.